Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. Persoana aceasta se gândește să-ți scrie, se gândește să înceapă o conversație cu tine. De asemenea, văd clar că această persoană la care tu te gândești te consideră, da, o persoană sinceră, te consideră o persoană deschisă, cu sufletul curat. Și ce mai văd aici e că acest om se gândește fie să înceapă un proiect cu tine, fie se gândește să aveți o discuție aici legată de un nou început. Poate este vorba despre o nouă etapă a relației, da? În unele cazuri. Persoana aceasta se simte norocoasă, da? Fie să se întâlnească cu tine, fie persoana aceasta se simte norocoasă să te aibă alături. Da? Poate acest om se gândește să-ți facă o surpriză în legătură cu un drum. Pentru alții văd aici un fel de relație la distanță și atunci persoana aceasta este foarte gânditoare aici, poate să vină către tine atunci când te aștepți mai puțin, cum ar fi să-ți facă o vizită surpriză sau poate chiar să te invite undeva. Mai vreau o carte. Bun, și avem aici ursul, da? Deci persoana aceasta se gândește că ești un om de încredere. De asemenea, această persoană își dorește ceva extrem de stabil cu tine. Este o persoană care se mișcă lent, poate să fie o persoană care are multe resurse și care știe foarte bine să își dozeze energia. Omul acesta poate are momente când vine în viața ta, când pleacă, sau poate are momente când se odihnește mai mult, alte momente care lucrează mai mult, recuperează. Și ce văd este că această persoană se gândește că ar vrea să fie sinceră cu tine, să-ți transmită un mesaj, să-ți spună despre ceva important. Hai să vedem ce simte față de tine în acest moment. Ce simte? Uite, dacă ești femeie, să știi că această persoană te poartă în inimă. De asemenea, dacă ești bărbat, să știi că această femeie se simte foarte feminină alături de tine. Da? Persoana aceasta te consideră ca fiind firavă, sinceră, iubitoare și omul acesta are o speranță foarte mare în legătură cu tine. Este o speranță mare care, să știi că are legătură și cu ideea de casă, familie, stabilitate. Ce mai simte? Uite, avem cartea casei, da? Deci este o persoană aici care își dorește foarte mult casă cu tine, își dorește stabilitate, își dorește familie. Poate de asemenea discutăm despre o persoană care e foarte sigură pe ea. Și poate persoana aceasta să-ți dea o veste despre ideea de familie, de casă. Omul acesta simte nevoia să fie sincer cu tine în legătură cu o alegere pe care o are de făcut sau în legătură cu o situație destul de tensionată. Să vedem ce mai simte în legătură cu tine. Hotărâre. Deci aici avem o persoană foarte hotărâtă. Omul ăsta e foarte hotărât să vină către tine, omul ăsta e foarte hotărât să faceți ceva împreună. Și uite, este o veste despre un final. Este o veste pe care persoana aceasta vrea să ți-o ofere. Să vedem în continuare ce face în legătură cu tine în acest moment. Persoana aceasta parcă, nu știu,
a venit în viața ta și parcă nu vrea să mai plece. Acest om văd eu că este gata să lupte cu o situație ciudată. E ca și cum persoana aceasta se gândește să facă un sacrificiu, fie în legătură cu tine, fie în general vorbind. Persoana aceasta face o schimbare pentru tine. Poate să fie vorba și despre faptul că aici puteți să aveți o discuție legată de o mutare împreună, sau puteți să aveți o discuție legată de o schimbare prin care persoana aceasta trece. Dacă e vorba de un bărbat, uite, el trece în acest moment printr-o transformare destul de profundă. Să vedem în continuare ce va face în legătură cu tine. În sfârșit, deci omul ăsta pune capăt la ceva. Fie omul ăsta e foarte hotărât să pună capăt la relație, fie e foarte hotărât să pună capăt la o perioadă de instabilitate, la o perioadă complicată. Pentru că, uite, avem aici cartea aceasta care înseamnă, da, foarte multă indecizie a cuiva. Este o indecizie, da? Dar are legătură, uite, și cu niște vești sincere. Să vedem în continuare ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine. Să vedem ce va gândi. Avem drumul și crucea. Nu știu, poate se va gândi aici să vă vedeți la o zi mare, la o zi sfântă. De asemenea, persoana aceasta se va gândi în viitorul apropiat, să facă un sacrificiu în legătură cu un drum sau în legătură cu o schimbare. Mai vreau o carte. Ce va mai gândi în legătură cu tine? E, uite, aici se va gândi. Nu știu, avem șarpele, deci poate să fie vorba fie despre o altă persoană care intervine în relație, fie pentru alții poate să însemne și faptul că persoana aceasta se va gândi aici să facă un sacrificiu pentru pasiunea sa, pentru viața sa. Se va gândi că e cazul să elimine fie această distanță dintre voi, poate să fie o distanță fizică sau o distanță energetică. Pentru că omul ăsta e clar, se gândește aici să sacrifice ceva anume. Hai să vedem ce va mai simți acum, ce va simți. Multă sinceritate văd eu față de tine și multă hotărâre, da? Iar apoi avem grădina. Ok. Deci, în curând, omul acesta își va dori aici ceva alături de tine. Extrem de stabil, extrem de frumos, doar că se va gândi că e cazul să sacrifice poate un anumit element care agită spiritele în relație, cum ar fi o persoană care se bagă în relație, da? O prietenă, o cunoștință, poate cineva din cercul vostru de cunoscuți. E un personaj aici care își bagă coada. Și omul acesta văd eu un viitor apropiat că va fi foarte hotărât. Avem cartea, inelul, dragostea. Hai să vedem ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat. Avem cartea norocului, deci e clar că persoana aceasta va risca ceva în legătură cu tine. E posibil să-ți facă și o surpriză, dar e clar că acest om este gata să, uite, să meargă spre o altă direcție a vieții sale. Dragoste, deci aici, uite, îți va arăta iubire, îți va arăta compasiune. Îți va spune din suflet ceva anume. Iar apoi avem această carte, da, care înseamnă o hotărâre puternică. Da? Omul acesta pare să fie hotărât, pare să iasă în evidență. Mai vreau o carte.
Se pare că împreună veți studia ceva anume, o situație, deci veți dezbate o problemă. Poate are legătură, repet, cu sacrificiul ăsta. Are legătură cu persoana asta care e prezentă aici. Hai să vedem. În primul rând vreau să văd ce este cu această carte de sfârșit în acest moment, da, în prezent. Opt de monede, patru de monede, nebunul. Deci omul acesta este hotărât aici să lucreze pentru ceva anume. Este hotărât să meargă spre un nou început. E hotărât să creeze ceva alături de tine stabil. Poate o casă, poate un proiect, poate pur și simplu se gândește că e cazul să dea dovadă de maturitate față de tine, de seriozitate. Și uite, avem cavalerul de cupe. Da? Deci persoana aceasta se gândește să vină către tine cu o cupă a iubirii și cu o veste bună în legătură cu așteptare. Hai să vedem în continuare. Vreau să văd ce e cu acest risc pe care omul ăsta și-l asumă. Regele de cupe. Cavalerul de spade. O legătură aici, uite, cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci aici văd eu că în viitorul apropiat acest om va risca și îți va spune din suflet tot ceea ce crede, tot ceea ce simte. Poate avea un moment în care se desfășoară așa deodată, da? Își spune direct ce simte fără să mai gândească foarte mult. Zece de cupe, împărăteasa, roata destinului, șase de cupe. O legătură aici cu zodia Taur, balanță. Mai avem leu, scorpion, vărsător. Poate persoana aceasta, din ce văd eu, pare să-și dorească ceva stabil cu tine. Doar că, nu știu, e ca și cum stă, analizează acum situația și apoi urmează să acționeze. Hai să vedem în continuare ce e cu acest sacrificiu aici, ce e cu durerea aia, cu o problemă poate chiar legată de încredere în relație. Pajul de bâte. Un nou început, o persoană mai tânără. Un nou mod de a acționa. Avem arcana majoră, moartea, în inima sa, deci o legătură cu zodia Scorpion, dar bineînțeles că poate să însemne și o transformare mare pe care persoana asta și-o dorește aici. Da. E ca și cum îți propune să vă sacrificați împreună pentru ceva anume. Și avem doi de monede. Se pare că va încerca aici să te convingă de un anumit lucru. Hai să vedem ce spun. Să vedem șarpele ce zice. Deci că eu simt aici din nou multă dualitate. Acum fie vorba de lipsă de încredere între voi. Fie este vorba despre faptul că persoana aceasta e puțin instabilă emoțional. Când vrea ceva stabil, când nu mai vrea. Cinci de bâte, da, uite, omul ăsta poate să fie și puțin gelos la un moment dat sau să fie puțin agitat în legătură cu o, cum să zic eu, cu o luptă, cu o concurență pe care o poate avea. Și avem patru de spade, împăratul, o legătură cu zodia Berbec mai avem aici. Poate să fie și o persoană care vrea foarte multă liniște, vrea foarte multă pace în viața sa, da? Însă e clar că acest om aici se va gândi să
să iau o hotărâre. Da? Uite, are legătură și cu o nedreptate legată de dragoste. Hai să vedem. Și avem lumea, da? Lumea care înseamnă o eliberare, lumea care înseamnă o veste pozitivă, lumea și nouă de spade. Acest om parcă va fi stresat aici în legătură fie cu o călătorie îndepărtată, fie în legătură cu un sfârșit, cu o eliberare puternică. Mai vreau o carte. Și avem Cavalerul de Cupe. 7 de monede. Cavalerul de Cupe, 7 de monede. Persoana aceasta, uite, îți poate spune aici că își dorește ceva alături de tine pe termen lung, cumva își dorește ca lucrurile să crească lent. Dar, repet, eu tot văd aici, uite, mai multe opțiuni. Mai multe opțiuni. Interesant. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Deci deodată lucrurile iau o altă întorsătură din ce văd eu aici. Și avem așa. Gelozie, boală. Da? Deci poate să fie vorba despre o persoană bolnavă de gelozie. Avem surpriză și proces și judecată. Poate omul ăsta, nu știu, face o criză de gelozie sau poate să însemne și o discuție pe care o aveți voi și care are legătură cu o eventuală persoană care se bagă în situația asta. Mai vreau o carte. Și avem femeie în vârstă, bărbat în vârstă. Și doi oameni care se ceartă sau doi oameni care au niște discuții ciudate. Și uite, e o veste despre un sfârșit aici. Și avem așa. Cineva dorește să te revadă, intrigi între femei și dragoste sinceră. Da. Deci surpriza aici poate avea legătură poate cu un fel de ceartă, da, la care persoana asta asistă sau, știu eu, poate e cineva care se bagă în situația asta. Avem o tranziție, o schimbare. Deci lucrurile aici încep să meargă într-o altă direcție. E o decizie pe care omul ăsta o ia, dar cumva la limită, aș zice eu. Cumva la limită. Și avem persoană vicleană și realizarea dorințelor. Da, poate să fie și că omul ăsta e în stare de orice, doar să-și realizeze acele dorințe pe care le are. Doar că totuși eu văd pentru tine o veste bună, o surpriză plăcută, un cadou. Poate tu n-ai legătură, poate omul ăsta trece prin niște momente complicate și îți povestește despre ele și eventual îți cere și un sfat din ce văd aici. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem așa, nu vreau să te uit, aș rămâne prea gol, nu mai am niciun cuvânt să-ți spun, cred că ar fi mai bine să păstrezi distanța. Nu mai ești o prioritate pentru mine, încerc să mă pun pe primul loc. Toată persoana aceasta îți poate spune că ești prea rece.
Avem așa, sper că vom putea iubi din nou. Te visez în fiecare noapte, aș vrea să te pot scoate din mintea mea. Dacă ai nevoie de mine, doar sună-mă. Sunt niște mesaje duale aici. Deci e foarte multă dualitate. Nu e vina ta, m-ai distrus, te caut peste tot. Da, deci poate să fie și o persoană ușor instabilă. Sau poate, poate o parte dintre mesaje sunt pentru tine, alte mesaje sunt pentru altcineva. Și avem inițiala F cu mesajul fermecat, vrăjit, veste de final definitiv, luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător, dragoste sinceră, ziua de duminică, ziua de vineri cu mesajul întâlnire, cunoștințe noi, acolo, blândețe, femeie. Eu cred aici că, nu știu, ca prin magie, dar ceva se închide. Apare aici o întâlnire. O întâlnire care, zic eu, că e favorabilă. Și avem așa, elementul foc, casă străină. Planeta Venus, zodia Balanță, zodia Taur, cu mesajul iubire. Inițiala P, cu mesajul piedici. Bărbat tânăr, luna martie, cifra 3, zodia Berbec, zodia Pești. Na. Avem libertate, spirit. Luna septembrie, cifra 9, zodia Fecioară, zodia Balanță, companie plăcută. Deci în cadrul acestei întâlniri, eu cred că omul ăsta fie îți povestește de ceva, fie asistați împreună la o situație ciudată. Și avem Fecioară, muncă, luna iunie, cifra 6, zodie Gemeni, zodia Rac, cineva dorește să te refacă. Interesant. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.